Știre de ultimă oră la Digi24. Aproape 500 de elevi și profesori dintr-o școală din Miziu, în județul Prahova, au fost evacuați în urmă cu puțin timp după ce într-o anexă a unității școlare a fost descoperit un proiectil ce pare să dateze din al doilea război mondial. Andreea Georgescu a reușit să afle detalii suplimentare. Andreea. Proiectilul a fost găsit de muncitorii care lucrau în anexa respectivă a școlii numărul 1 din Mizil, județul Prahova. Făceau acolo lucrări de reparații. Acela a fost momentul în care au descoperit acest proiectil din imagini. Pare a fi destul de vechi, cel mai probabil din al doilea război mondial. Imediat au fost anunțate autoritățile și, ca măsură preventivă, preșcolarii și școlarii care erau la ore în momentul respectiv, dar și cadrele didactice și personalul auxiliar, în total peste 480 de persoane, au fost evacuate din incinta școlii. La fața locului a sosit o echipă pirotehnică ce a încercuit zona, a îndepărtat pe toată lumea la o distanță de siguranță și urmează să preia proiectilul respectiv și să îl ducă într-un poligon special pentru a îl detona.